care, și nu, trebuie să spunem, cartea este extraordinar de interesantă și vă rog la rândul meu să o citiți, pentru că este o perspectivă. Alina Pavelescu, care are o calitate extraordinară să vorbească fluent, să vorbească frumos și convingător. De fapt, a spus despre ce e vorba. Este o carte din perspectiva maghiară a istoriei țărilor în perioada interbelică și în perioada contemporană în luna lui Victor Orban. Atunci, cred că n-ar fi multe lucruri de spus. Eu v-aș trimite, pentru că paralela este absolut cuceritoare, dacă se poate spune așa, cu o carte scrisă de Emil Ludwig despre Stalin. Emil Ludwig spune, omul ăsta are niște ochi atât de blânzi, atât de buni, încât și mâine mi-aș încredința copilul să fie educat de el. Mutatis Mutandis și cartea doamnei Catrin Horel merge pe aceeași imagine edulcorată a lui Porti și mi-a plăcut că în carte figurează și un citat din Lișdoeț, se termină cu lauda nemăsurată față de acest tiran absolut reprobabil. E, în ciuda acestui fapt, noi avem aici o imagine edulcorată a omului care s-a aflat totuși printre personajele importante ale Ungariei de la primul război mondial până în 1944. Cred că cititorul român, nu mă refer la cititorul din Transilvania, care riscă să explodeze în fața cărții, dar orice cititor, chiar fără să fie istoric, își pune o primă întrebare. Ce este Trianonul? De unde domnul național al Ungariei pentru Trianon? De fapt, ce s-a întâmplat la Trianon? Probabil că toată lumea știe că ăsta este un castel mititel, cochet, făcut pentru Maria Antoaneta, nu? Și acolo s-a semnat foarte târziu, pentru că ungurii au știut să se lupte până în ultima clipă, pentru pace. Care pace? Între altele, pacea Ungariei cu România. Este o pace părernică, este o pace, de fapt, o rană deschisă și, fără îndoială, vă repet, cartea este interesantă de citit, dar are o virtute pe care nimeni nu o poate contesta. Oricare dintre dumneavoastră citind-o, veți ține voia să mai aveți și altă documentare. Și mie aici mi se pare lucruri de căpetenie. Pentru că este vorba de imaginea pe care o configurează asupra sud-estului european Centrul de Cercetare Hidalgo de la Paris. Această Catrin nu e singura, mai exista o Catrin, Catrin Duranga, care a și fost foarte răsfățată în spațiul românesc și care spunea că, de fapt, noi n-am fost niciodată în stat românesc, am fost niște comunism pe care un instinct absolut primar ne-a mânat către Alba Iulia, către adunarea de la Alba Iulia, care va sfințește Unirea Transilvaniei cu România. Pe aceeași linie a minimalizării existenței românilor în spațiul european, merge și doamna Horel cu informații despre bunul papa Porti, care sunt absolut gânduioșătoare. Noi aflăm din cartea aceasta ce mânca la micul dejun. Aflăm că îi plăcea să meargă pe un cal și anume pe un cal alb. De ce? Îi amintea de alba și de treburile lui. Porti era absolut un om de treabă. N-a vrut să fie regent, a fost împotriva legilor antisemite, prin urmare, un bătrânel pe care, dacă am fi aflat
O bibliografie nu figurează deloc vreun text românesc. Și nu, aici nu e vorba să fim patrioți de trei parale. Dar despre români nu ne-am ocupat numai noi la pacea de la Paris, ci s-au ocupat și faimoasele patru comisii. Și măcar domnia sa ar fi venit să frunzărească puțin constatările acestor patru comisii. Nu o face. Românii sunt pomeniți în această carte de patru ori. De fiecare dată, când i-au jefuit moșia lui Miklos Horthy, dar nu se spune că totuși armata română a fost cea care a salvat Budapesta de comunism în timpul primului război mondial. Și în această împrejurare trec românii pe lângă proprietatea lui Horthy. Nu se dau amănunte cât au jefuit românii, este suficient să se spună că au jefuit. Apoi, e vorba de susținerile românilor și românilor la pacea de la Paris. Românii au mințit, au falsificat toate statisticile lor. Și mai sunt două citate în același fel. Ori, istoria, dacă vrem să fie obiectivă, trebuie să ascultăm și partea cealaltă. Și când asculti partea cealaltă, înțelegi imensa dramă a ungurilor după Trianon, înțelegi, citind bibliografie europeană, nu punctul partizan al românilor, mai mult, urmărești chiar declarațiile ungurilor. În răstâmpul, în transformarea din cele două războaie a fost a românilor, drepturile naționalității maghiare au fost mai susținute, mai apărate, mai înlesnite decât în perioada anterioară a monarhiei austro-ungare. Lucrul acesta nu contează. Eu socot că, vă repet, cartea este foarte interesantă, dar această dicotomie între percepția generală și textul oferit de doamna Horthy, cred că ar trebui, oricât ne place sau nu ne place, să capete o replică. O replică civilizată, o replică elegantă și, sigur, există deja trei volume scrise de Petre Ciurna, poate că el este subiectiv, dar morții noștri din timpul ocupației maghiare a Transilvaniei de Nord, antisemitismul de care noi suntem acuzați, în același răstim, din partea de Nord a Transilvaniei, nu ne-a aparținat nouă, ci în care e important, toate lucrurile astea trebuie deslușite. Și de aceea vă invit cu insistență să citiți această carte, pentru că ea are o valoare carteziană. Ea vă va obliga să gândiți, să reflectați, să mergeți și către alte puncte de vedere. Și asta cred că este din tuturor de vedere. Vă mulțumesc!